Bună seara tuturor, dragii mei! Vă spun un bun venit tuturor la străjer în această seară și mă bucur că ne putem întâlni din nou împreună. Îmi cer scuze pentru marți, că n-am putut să fiu cu dumneavoastră împreună. Au fost anumite probleme la care nu am putut să transmit, dar Dumnezeu să fie lăudat că El ne-a pus la dispoziție momentul acesta în care să ne întâlnim din nou pentru a studia din cuvântul Său. Dumnezeu este bun cu noi, ne oferă viață, ne oferă binecuvântare, ne oferă purtare de grijă și tot ceea ce este nevoie pentru mântuirea și salvarea noastră ca oameni pe pământul acesta. Dumnezeu urmărește binele nostru cât timp trăim pe pământul acesta, dar Dumnezeu nu poate să facă în totalitate această lucrare de revărsare a binelui peste noi oamenii dacă nu ascultăm de El. Dumnezeu este limitat de multe ori datorită neascultării noastre, datorită neîmplinirii noastre și trăirii după cuvântul Său. Ci zice că Dumnezeu de multe ori ne lipsește de binecuvântările pe care El ar vrea să ni le dea nouă oamenii, dar nu ni le poate da, fiindcă ar fi mai mult un blestem pentru noi decât o binecuvântare, ne-am face mai mult rău decât bine. De aceea, dragii mei, oamenii sunt îndreptați pe fiecare zi ce trece doar către rău, ci nu către bine. De exemplu, urmăream zilele acestea din lumea cotidiană chestiunile care se întâmplă cu protestele acestea în Germania, în Franța, Spania și pe unde mai sunt și așa mai departe. Și ca tu să poți să protestezi, tu trebuie să-i ceri celui care te asuprește sau conducătorilor aprobare pentru ca tu să-și ceri drepturile. Dacă el ți aprobă, guvernul sau parlamentul sau președinția sau cine le aprobă și care cum pe unde trebuie în camera senatului și așa mai departe, și dacă ei sunt de acord ca tu să protestezi, ei te lasă să protestezi. Dacă ei nu sunt de acord ca tu să protestezi, ei nu te lasă să protestezi. Așa ceva n-am mai auzit. Dacă cineva te bate, tu trebuie să-i ceri aprobare celui care te-a bătut, dacă este de acord, ca să te lase să te duci să-l dai în judecată, să-l trimiți în instanță. Dragilor, nu vi se pare că trăim într-o lume nebună? Nu vi se pare astăzi că cel ce te fură trebuie să-i ceri aprobarea ca tu să-ți rezolvi problemele cu el? Nu vi se pare ceva ciudat în vremurile acestea ca cel ce te asuprește să-ți dea aprobare ca tu să protestezi? Dar problema este alta. Că în momentul în care el îți dă acordul pentru a protesta, tu trebuie să respecti niște pași, niște reguli pe care el ți le pune. Și în momentul în care tu protestezi, în momentul acela, el în spatele tuturor acestor lucruri face altceva contrar ție și vieții tale. Sau cade cu tine la o învoială ca să te păcălească pentru o vreme, ca data viitoare să nu mai ai posibilitatea să faci nimic. Lucrul acesta nu se întâmplă doar în lumea politică, ci lucrul acesta se întâmplă la fel și în lumea religioasă. Am pus un comentariu cu privire la un anunț pe care îl fac de multe ori și oamenii de multe ori zice: dar cine ești tu să critici? Dar nu critic, eu vorbesc ceea ce Dumnezeu îmi dă să vorbesc. Dar uite, spune noi cum trebuie să predici sau cum să faci. Păi da, dar tu nu ești Dumnezeu. Dar dacă tu nu faci ceea ce spunem noi, tu ești împotriva noastră. Și dacă noi nu te autorizăm, cuvântul tău n-are nicio valoare dacă tu îl prezinți. Peste tot în lumea aceasta, dragii mei, cel care nu-i convine și vrea să aibă un folos după tine și să te asuprească, el trebuie să-ți dea acordul dacă ai voie să protestezi, dacă ai voie să predici, dacă ai voie să faci lucrare misionară, dacă ai voie să vorbești ceea ce Dumnezeu își cere împotriva păcatului și despre păcat și multe alte lucruri.
Trăim niște vremuri cum n-a mai fost niciodată. Cum n-a mai fost niciodată, dragii mei. Absolut niciodată. Lumea se îndreaptă din ce în ce tot mai rău către distrugere, către asuprire, către devalorizarea omului. Vedeți că pe fiecare zi toate lucrurile acestea merg către rău? Vedeți că începând de anul acesta mașinile care erau, de exemplu, până în 2000 de centimetri cubi de centimetri de cai putere, vedeți dumneavoastră că plătești 60 de lei. Acum plătești 60 de lei până în 1200. Apoi, dacă ai o mașină care este între 1800 și 2000, plătești 240 de lei. Ce trece de 2000 încolo, ajungi până la 3000 de lei să plătești. Toate lucrurile acestea duc către rău. Din afară te asuprește, dinăuntru te asuprește. Din afară vrea ceva după tine, dinăuntru vrea ceva după tine. Oare să mai îngăduie Dumnezeu multă vreme această nenorocire care se întâmplă? Știți ce se pregătește acum, dragii mei, în guvernele tuturor statelor de pe pământul acesta? În Germania se lucrează, în România se lucrează, în Spania se lucrează, în Franța se lucrează, în Italia se lucrează. Știți ce se lucrează? Ca statul, echipajele de ordine publică, poliția, jandarmii sau fiecare ce are în țara lui, poate să intre în casa ta, în proprietatea ta, fără dreptul tău de autorizare și fără permisiunea ta? Au dreptul să te ia, să te ridice dacă ei consideră că este drept pentru binele comun? Știți că ei au dreptul să sconfiște anumite lucruri pentru binele societății? Știți că lucrurile acestea poate să-ți ia dreptul de proprietate? Știți că dacă te prinde cu mașina începând de anul acesta, dacă n-ai inspecția tehnică la mașină și este expirată sau asigurare la mașină, au dreptul prin lege de anul acesta chiar cu confiscarea proprietății? Știați lucrul acesta, dragii mei? Cine știe lucrul acesta? Noi avem timp de alte lucruri. În loc să urmărim evenimentele, nu sunt atât de importante ca pregătirea noastră și multe alte lucruri, dar să urmărim evenimentele care ne deschid ochii, care să ne apropie mai mult de Dumnezeu, care să ne pună în gardă, să fim mai serioși, mai umili, mai blânzi, mai smeriți, mai dispuși ca niciodată să ne schimbăm viața, mai dispuși ca niciodată să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu cum n-am mai făcut-o niciodată, că strâmtorarea pe zi ce trece și constrângerile se apropie de fiecare dintre noi în orice moment și în orice clipă. Știți pentru ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru ca să ne trezim. Cine? Tu și eu sau eu și tu? Și să înțelegem că lucrurile acestea sunt lăsate încetul cu încetul să se rostogolească către pământul acesta pentru că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu așteaptă din partea noastră să facem o pregătire cum n-am mai făcut niciodată. Fiindcă toată omenirea, în afară de poporul Dumnezeu, când va intra sub jurisdicția și controlul satana, în totalitate, în momentul acela se va dezlănțui furtuna pe pământul acesta în care nimeni nu va scăpa dacă Dumnezeu nu va interveni. Dragul meu, nu te bate cu pumnul în piept că vine Domnul să te ia acasă. Nu te bate cu pumnul în piept că tu ești cetățean al cerului și deja tu îți faci imaginație că ești împărăția lui Dumnezeu. Preocuparea cea mai importantă pe care ar trebui să o ai tu și eu și fiecare dintre noi în vremurile acestea să fie cum este viața mea. Oare vreun păcat a rămas nemărturisit? Oare ce mă ține departe de Dumnezeu? Oare am eu toate problemele rezolvate cu Dumnezeu sau nu? Asta să fie preocuparea, că împărăția ne-o dă Dumnezeu dacă suntem gata. Dar mulți dintre noi aspirăm la ceea ce nu este al nostru și nici de drept, fără să ne pregătim, în care cu durere în suflet o spun că mulți aceia care au o bucurie și o speranță cu privire la împărăția lui Dumnezeu
vor muri cu speranța, dar ei nu vor intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu își vor rezolva problemele. Haide, dragii mei, în seara aceasta să ne rugăm, să ne rugăm și să mergem mai departe, să vedem ce are să ne spună Dumnezeu și care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Mă voi pleca pe genunchi, vă rog să mă însoțiți în rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu ca El să intervină, să conducă și să călăuzească prin Duhul Sfânt cuvântul și pentru lista noastră de rugăciune și pentru proiectul nostru și pentru tot ceea ce este nevoie pentru noi. Mă voi pleca pe genunchi. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale în seara aceasta să-Ți mulțumim, Doamne, că ești bun cu noi, că îndurările Tale nu s-au terminat, că binecuvântarea Ta este încă revărsată și peste bun și peste cei răi. Iartă-ne de tot ce ne-am întristat prin sânge și merite Domnul Iisus Hristos, căci de multe ori suntem neglijenți, de multe ori suntem indiferenți, de multe ori tratăm lucrurile ca atare și nu le luăm așa cum Tu dorești. Ai milă de noi, Te rugăm, în sângele și merite Domnul Iisus Hristos să ne ierți. Fă ca în seara aceasta cuvântul Tău să pătrundă noi, să aducă rod bogat, o transformare și o schimbare după voia Ta, și eu și cei ce ascultă cu toți să ne lăsăm doar sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub îndrumarea cuvântului Tău. Te rugăm pentru lista de rugăciune, ca niciun suflet să nu piară, cei bolnavi, necazuri, suferință și cu probleme, să rezolvă după cum știi Tu că este mai bine, îi predăm în mâna Ta, pentru proiectele noastre să le ducem la îndeplinire, ridică-ne să lucrăm în via Ta, iartă-ne dacă nu ne-am făcut datoria, ajută-ne să ne grăbim cu privire la pregătirea noastră și la lucrarea pe care ne-ai încredințat-o cât mai repede posibil. Predăm totul mâna Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus, am cerut acestea. Amin. Dragii mei, slăvit să fie Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Vreau să vă reamintesc că proiectul nostru pe care îl avem pentru a-l duce la îndeplinire pentru vremurile acestea, Tragedia Veacurilor, care este o carte, sau Marea Luptă, este o carte de valoare, este o carte care Dumnezeu cere ca să se facă o mare amploare pentru această lucrare și să putem să ne facem datoria cât timp se mai poate. Toate constrângerile vin din orice parte și în orice situație. Vor veni scumpiri la un moment dat în care nu vom avea bani să ne ajungă poate chiar de mâncare. Astăzi cât putem fiecare dintre noi să ne înfrânăm, să ne oprim de la păcatele noastre, să ne oprim de la lucruri păcătoase care ne dăunează sănătății și să facem lucrarea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu ne-o cere și încă avem posibilitatea, dragii mei. Această carte costă 5 lei și fiecare dintre noi suntem chemați să lucrăm în via lui Dumnezeu, să ne rugăm, să postim, să-i cerem lui Dumnezeu să ne arate ceea ce trebuie să facem. Toți cei care doriți, dragii mei, aveți numărul meu de telefon pe ecran, vă puteți contacta. Așteptăm să vedem și răspunsul de la cărțile cele mari complete, Daniel și Apocalipsa. Dacă ne se va oferi un preț foarte bun, vom încerca să le tipărim și să le aducem în atenția oamenilor. Se cere, este o carte care trebuie studiată. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Daniel și Apocalipsa ar trebui să fie studiate mai mult ca niciodată, cum nu s-a făcut până acum. Aceste cărți trebuie, dragii mei. Vă aștept cu drag pe toți aceia care aveți pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și salvarea de suflete. Domnul să ne ajute, dragii mei, ca de fiecare dată să facem tot ceea ce ne stă în putință. Vi se pare mult, dragii mei? Suntem de multe ori cu miile care suntem prezenți aici la străjerul, care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am pune câte o tragedie avea acolo, câte o mare luptă, pe lună, sau nu pe lună, pe săptămână, sunt 5 lei, dragii mei, vă dați seama câte cărți s-ar putea strânge într-o lună. Vă dați seama la un trimestru de 3 luni de zile, cam la 3-4 luni când tipărim cărțile, câte cărți s-ar tipări, câtă lucrare s-ar face. Astăzi vorbeam cu frații care lucrează și merg cu mesele, merg și distribuie cărțile. Cea, fratele Vile, nu mai avem, s-au terminat cărțile. Avem nevoie de cărți.
Uitați-vă cât de repede, cât timp este de când am tipărit cărțile. Este foarte puțin. Și deja nu mai este nimic. Problema este că nu ei se duc la oameni de multe ori ca să le dea, ci oamenii vin și cer, dragii mei. Oamenii vin și cer. Se vede că Dumnezeu a stârnit o foame și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Problema este că setea și foamea se stârnește pentru cei din afară, pe când foamea și setea pentru cei dinăuntru se stinge pe zi ce trece. Cu privire la lucrare, cu privire la mărturisire, cu privire la trăire, cu privire la adevăr, cu privire la închinare, cu privire la adevăratul Dumnezeu, cu privire la stâlpii temeliei credinței pe care Dumnezeu ne-a dat, se stinge încetul cu încetul. Dragii mei, în seara aceasta, un subiect pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă este dorința de a copia modelul altor biserici. Câte biserici doresc să copieze modelul poporului lui Dumnezeu în vremurile acestea? Niciuna. De ce oare poporul lui Dumnezeu din vremurile acestea dorește ca să imite pe ceilalți? Schimbă ritmul muzicii, schimbă cuvintele, schimbă doctrina, schimbă închinarea, schimbă tot ceea ce ne cere Dumnezeu să facem, înlocuind-o prin festivități, sărbători și lucruri. De ce de fiecare dată avem tendința aceasta și dorința aceasta de a copia modelul altora, ci nu modelul lui Dumnezeu, ci nu ceea ce ne cere Dumnezeu? Ați văzut dumneavoastră vreodată să vină o altă biserică să spună: uite, noi, nouă ne place muzica voastră? Nu! Ei respectă, în ciuda tuturor lucrurilor idolatre pe care le are, muzica lor, închinarea lor, obiceiul lor, trăirea lor, felul lor de închinare, felul lor de viețuire, așa cum l-au primit și așa cum l-au acceptat în viața lor prin legământul lor pe care l-au făcut în momentul acela, între ghilimele, crezând că cu Dumnezeu. Problema este importantă că poporul lui Dumnezeu din vremurile acestea renunță pe zi ce trece și încetul cu încetul la ceea ce cere Dumnezeu. Renunță încetul cu încetul la valorile pe care le-a pus Dumnezeu, asemănându-se pe zi ce trece mai mult cu lumea, ci nu cu Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să deschidem în seara aceasta Sfintele Scripturi, să vedem ce spune Dumnezeu, care este doleanța și durerea lui Dumnezeu pentru vremurile acestea. Deuteronomul 17, 14 cu 15 zice așa: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, să vedeți noastră că nu Dumnezeu zice, ci Dumnezeu le spune că voi veți zice într-o zi. Ce să ziceți? Vreau să pun un împărat peste mine ca toate neamurile care mă înconjoară. Adică să fim și noi la fel ca și ceilalți. Să nu fie nicio diferență. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Întrebarea este, dragii mei, căci de multe ori peste poporul lui Dumnezeu și peste biserica lui Dumnezeu au ajuns conducători, care este cam la fel cu împăratul care era al timpului trecut, doar că nu sunt aceleași drepturi și aceleași lucruri, dar tot pe acolo se dau cote, se dau bani, se dau daruri, se fac tot felul de lucruri și așa mai departe. A ajuns ca să nu mai fie puși împărați și conducători peste poporul lui Dumnezeu, cei care sunt frații noștri. Mă doare sufletul că peste poporul lui Dumnezeu au ajuns să stăpânească și să conducă niște străini. Niște străini, dragii mei,
Dumnezeu zice să nu pui pe nimeni din afară, să nu pui niciun străin care este în mijlocul tău, ci să pui doar din frații tăi. De multe ori ne bucurăm și dumneavoastră, m-am bucurat și eu pentru o vreme, până când am înțeles experiențe minunate, credem noi, dar experiențe de groază pentru poporul Dumnezeu. Că din cauza aceasta s-a ajuns starea în care se află poporul Dumnezeu pentru vremurile acestea. S-a pocăit un preot ortodox, unul catolic, un pastor pentecostal, baptist, evanghelist, și a venit la biserica noastră. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar a trecut o vreme în care străinii aceștia care au venit, între ghilimele unii dintre ei, pentru mântuire, dar ei n-au venit pentru mântuire, ci ei au dat niște teze, niște lucrări de teologie din biserica noastră și din poporul Dumnezeu și au fost numiți pastori. De la nivelul de pastor au ajuns să fie votați și să fie puși în conducerea bisericii ca să conducă niște străini pe poporul lui Dumnezeu. De ce credeți că în poporul lui Dumnezeu s-a umblat în spiritul profetic, s-a umblat în mărturii, s-a umblat la pilonii de credință? Pentru că niște străini, exact cum spune apostolul Pavel, și zice, mulți care sunt în mijlocul vostru și îți spun frate, ei nu sunt frați. Și ei sunt niște lupi îmbăcați în piele de oi, care vin să asuprească, care vin să stăpânească, care vin să facă toate aceste lucruri. Și Dumnezeu a zis, când vei zice, vreau să pun pe împărat, un stăpânitor, un conducător, profetul lui Dumnezeu a tras un semnal de alarmă când a început să se facă conducerea și multe alte lucruri. Și zice să nu faceți lucrul acesta, că lui Dumnezeu nu-i place, și nu s-a ascultat. Și s-a ajuns unde s-a ajuns. Și zice, dacă totuși, într-o bună zi vei zice că să ai un conducător peste tine, să fie din frații tăi. În Deuteronomul 28:1 cu 9, 10, 13, 15, 16, 19 și 36 spune cuvântul, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei păzi și vei împlini toate poruncile pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Când poporul lui Dumnezeu a ascultat de Dumnezeu, a avut întâietate. Era bine văzut și de Partidul Comunist. Frații noștri care erau, nu puteau să lucreze în alte domenii și s-au făcut mulți dintre ei stupari. Și erau foarte bine văzuți de secretarii de partid. Erau foarte bine văzuți de șefii de la ocolurile silvice, fiindcă erau cei mai muncitori, cei mai credincioși, cei mai devotați și multe alte lucruri pe care le făceau, în care îl onorau pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Când poporul a început să se strice și a pus străin la conducerea poporului Dumnezeu, nu mai are întâietate poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice că noi trebuie să fim un popor sfânt pentru Dumnezeu. Și zice Domnul așa, vei fi pentru Domnul un popor sfânt cum ți-am jurat. Dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și dacă vei umbla în toate căile Lui, toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Auziți, dragii mei, ce spune Dumnezeu? Mai văd popoarele că noi suntem poporul Dumnezeu și se mai teme de noi Dumnezeu, oamenii? Înainte oamenii se temeau să stea de vorbă cu adventiștii de ziua șaptea. Se temeau că erau cunoscători ai Scripturilor și nimeni nu putea să facă față la învățătura lor și la cunoștința pe care o avea. Dumnezeu a promis că Domnul te va face să fii cap și nu coadă.
Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini, spune Dumnezeu. A fost poporul multă vreme cap și nu coadă. Și acum, de multă vreme, poporul a ajuns să fie coadă, ci nu cap. Înțelegeți dumneavoastră, fiindcă nu mai ascultă poruncile lui Dumnezeu. Dar ai auzit ce spune mai departe Dumnezeu? Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte, spune Dumnezeu. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat la câmp. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul te va duce pe tine și pe conducătorii tăi pe care îi vei pune peste tine la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, și acolo vei sluji altor Dumnezei de lemn și de piatră. Dragii mei, nu vi se pare că de la un timp de vreme poporul Dumnezeu slujește altui popor, altui neam, și slujește și se închină altor dumnezei în afară de adevăratul Dumnezeu? Nu vi se pare lucrul acesta? N-ați băgat de seamă niciunul dintre voi lucrul acesta? Și apoi zice, când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. De ce credeți astăzi că străinii stăpânesc peste poporul Dumnezeu și au modificat toate valorile pe care Dumnezeu i-a dat poporul său? Fiindcă fiii poporului lui Dumnezeu nu vor să calce pe urmele înaintașilor lui Dumnezeu. Nu vor să calce pe urmele lui Hristos și s-au dedat la lăcomie, ia mită, calcă dreptatea, și străinii asupresc cu mână grea pe poporul lui Dumnezeu, pe noi și pe copiii noștri, pe noi și pe familiile noastre. De aceea se vede în biserică necredință, de aceea se vede în biserică idolatrie și apostazie. Cineva îmi spune astăzi, de ce vorbești biserica de rău? Nu vorbești biserica de rău, ci vorbesc împotriva nelegiuiților care ne învață în locul adevărului nelegiuire și păcat în care să trăim și să ne închinăm altor dumnezei prin neascultarea noastră, ci nu adevăratului Dumnezeu. Zice că fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate popoarele. Pe noi nu ne mai judecă Dumnezeu de la un timp de vreme. Așa spune manualul comunității, așa spune legea cu tare, așa spune cu tare, așa spune cu tare. Pune un împărat peste noi să ne dea legile lumii acestea. Când a venit covrigul, așa spune legiuitorul, nu așa spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, faceți lucrul acesta. Dumnezeu spune, de exemplu, poporul său, că Domnul într-o seară, înaintea de seara de Paște, a luat o pâine și a frânt-o și a dat-o ucenicilor, a luat-o în pahar de mus, l-a binecuvântat și l-a dat, le-a spălat picioarele cu cei ce slujeau și erau acolo frații între ei, și Domnul a îndeplinit cu umilință această slujbă binecuvântată care arăta smerenia și umilința Domnului Iisus Hristos, care să ne transformăm noi. Străinii ne-au spus, tu trebuie să te speri acasă cu soția ta și să vii la biserică să-ți dăm pâinea, sau trecem noi pe la tine și te sunăm când suntem în fața blocului, spuneau câțiva, și o să-ți lăsăm două bucățele de pâine sau trei, patru când sunteți în familie, și fiecare să vă împărtășiți acasă. Sau să veniți la biserică și vă dăm cu mânușile de cauciuc și de plastic băgate până la... Că străinii care conduc, nu frații noștri, străinii din afară, au ajuns să ne conducă că ei sunt supuși legiuirii lumii.
mă scuzați, legiuirii lumii acesteia, ci nu lui Dumnezeu. Și nu lui Dumnezeu, dragii mei. Și auziți ce spune? Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului. În tot ce-ți va spune, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu domnesc peste ei. Deci vedeți, dragii mei, de ce Dumnezeu îngăduie ca nenorocirea de multe ori să fie abătută peste popor, peste biserici. Fiindcă la un moment dat Dumnezeu zice, dă-le după gândul lor, dă-le după dorința lor, dă-le! Dă-le un împărat, că ei nu vor ca să-i mai judec eu. Ei vor să-i judece conducătorilor, ei vor să-i judece oamenii, ei vor să-i judece poliția, ei vor să-i judece tribunalul, ei vor să judece oricine, numai Dumnezeu să nu judece peste ei. Discutăm fapte de judecată, fapte de credință, fapte de umilință din perspectiva lumii, din perspectiva autorităților. Dar când e vorba de judecată, datorită păcatelor din perspectiva lui Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. Nu Dumnezeu spune așa. Nu trebuie să prezinți așa cuvântul. Tu trebuie să-l prezinți așa cum îți spunem noi. Noi nu ne place ceea ce ne spui. Dă-ne un împărat să ne judece așa cum sunt judecate toate popoarele din jur. Și poporul lui Dumnezeu nu se mai supune la mustrarea cuvântului Dumnezeu, la certurile cuvântului Dumnezeu, la lepădarea păcatului prin îndemnul pe care îl face Dumnezeu. Și auziți ce spune Dumnezeu acum, dragii mei, în versetul 8, zice așa, ei se poartă cu tine cum s-au purtat dintotdeauna, de când i-am scos din țara Egiptului, din țara păcatului, de unde vreți dumneavoastră, până în ziua de astăzi, m-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ascultă-le dar glasul, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul conducătorilor care va domni peste ei. Și zice Domnul așa, că va veni momentul în 1 Samuel 8, 18, 20 la 22, când veți striga împotriva conducătorilor voștri pe care vi-ați ales. Dar eu nu vă voi asculta, zice Dumnezeu. Câți dintre noi nu strigăm astăzi împotriva păstorilor care nu sunt păstori, care râd, bajocoresc, care nu dau învățătură, care ne învață cum să ne închinăm lumii, care să fim asemenea lumii. Și mulți dintre noi ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să elibereze poporul, să salveze de această boală nenorocită a păcatului și a idolatriei și a învățătorilor care nu-s băvoia lui Dumnezeu. Și ce Dumnezeu, să strigați cât vreți, că nu o să vă ascult. Nu o să vă ascult, fiindcă poporul nu mai vrea să asculte glasul omului lui Dumnezeu. Nu! La fel ca și pe timpul lui Samuel, zicem noi, ci să fie un împărat peste noi, nu Dumnezeu. Ca să fim și noi ca toate neamurile, împăratul nostru să ne judece, să meargă în fruntea noastră, ci să ne cârmuie în războaiele noastre. Noi nu vrem să purtăm războaiele Domnului, ci noi vrem să purtăm războaiele noastre. De aceea noi ne războim între noi unii cu alții. De aceea în biserică sunt multe partide. De aceea sunt multe învățături și mulți învățători. De aceea sunt multe neînțelegeri și multe păcate idolatre și apostazie. Că noi avem războaiele noastre. Noi nu avem războaiele lui Dumnezeu. Noi nu luptăm în lupta lui Dumnezeu și în războiul acesta dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana. Ci noi ne luptăm între noi. Care e mai deștept, care e mai sfânt, care știe mai bine, care îi sclipește mintea mai bine sau mai puțin. Dar acum iată împăratul care va merge înaintea voastră, că despre mine eu sunt bătrân, spune Domnul, spune Samuel. Zice, am albit,
Așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. Așa, dragii mei, că iată cine va merge înaintea voastră, spune Dumnezeu. Conducătorii pe care i-ați ales. Nu pe care i-a ales Dumnezeu. Dumnezeu zice, când vei vrea să pui un împărat, să pui un împărat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în care ți-l voi alege eu, nu pe care vrei tu. Dar noi de multe ori facem alegeri în biserici, nu după voia lui Dumnezeu. Facem alegeri nu după oameni credincioși, Sfintelor Scripturi și devotați și cunoscători și tari în Scripturi și oameni împotrivitori ai păcatului. L-alegem pe ăla că mi-a dat și mie un loc pe lângă el. L-alegem pe celălaltul că mi-a făcut o favoare. L-alegem pe celălaltul că dă bani mulți bisericii. L-alegem pe celălaltul din diferite motive. Spunea cineva odată, trebuie să merg la alegerile de la conferință și de la Uniune. Dar în drumul meu până la Uniune sau până la conferință o să fie zeci de telefoane. Căci deja alegerile se făceau în drum până acolo. Acolo doar proștii ridicau mâna crezând că s-au făcut după voia lui Dumnezeu. De ce vrem să fim la fel ca lumea? Dumnezeu zice nu-i nicio problemă. Dar fără cunoscut. Mai devreme spusă că fiii lui Samuel nu călcau pe urmele tatălui lor, erau dați la curvie, la locomie, la furturi, la tot felul de lucruri. Și apoi Samuel zice, eu sunt bătrân. Rămâne cu voi conducătorii pe care i-ați ales și fiii mei. Că pește ai vreți. Vom nu vă place adevărul, nu vă plac oamenii lui Dumnezeu. Nu vă place să vă judece Dumnezeu. Vor rămâne împăratul și cu fiii mei să vă asuprească până într-o bună zi. Cei care pretind a crede în adevăr pentru acest timp pot fi plăcuți lui Iisus numai uniți într-un efort de a înfrunta relele care prin influența seducătoare s-au infiltrat în biserică și poporul Dumnezeu. Ei ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru ca să stopeze valul de necumpătare care se întinde acum cu o putere demoralizatoare peste lume, dar și peste poporul lui Dumnezeu. Conștienți de faptul, dragii mei, că necumpătarea are partizan fățiși. Cei care îl onorează pe Dumnezeu trebuie să ia o poziție intransigentă împotriva răului prin care bărbații și femeile deopotrivă sunt purtați cu repeziciune spre pierzare, ci nu spre împărăția lui Dumnezeu și spre viața veșnică. Chemați la războiul sfânt împotriva dorințelor, poftelor, idolatriei, apostaziei și păcatului. Dragii mei, suntem noi și tinerii noștri pregătiți în vremurile acestea să ne ridicăm glasul în favoarea cauzei lui Dumnezeu? Suntem noi pregătiți să ridicăm glasul arătându-ne sprijinul pentru ea? Ne angajăm noi în lupta sfântă împotriva poftelor și dorințelor lumești, ci nu a poftelor și a dorințelor lui Dumnezeu? În lucrarea de conducere s-a infiltrat. Domnul să fie lăudat pentru toate lucrurile și pentru tot ceea ce face pentru noi oamenii. Altceva ce pot să zic? Nu pot să zic nimic altceva. Satana, vrăjmașul, nu vrea ca să se întâmple asemenea lucruri. Nu vrea. Nu vrea ca adevărul lui Dumnezeu să fie vestit. Nu vrea ca adevărul lui Dumnezeu să fie promovat. Nu vrea ca să se, să se vorbească despre adevărul lui Dumnezeu. Nu-l interesează pe el lucrul acesta. Lui nu-i place ca noi să vorbim despre lucrurile acestea. Înțelegeți, noastră? Lui nu-i place lucrul acesta. Lui nu-i place. Dumnezeu zice, dragii mei, că noi trebuie să facem tot ceea ce trebuie pentru vremurile acestea. Că Satana nu dorește ca adevărul lui Dumnezeu să fie transmis.
nu vrea ca adevărul lui Dumnezeu să ajungă la noi. Înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, că păstorii tineri caută să fie original și să introducă idei și planuri noi de a lucra în poporul lui Dumnezeu. Unii încep adunări de înviorare și prin aceste mijloace cheamă un număr mare de oameni în biserici. Am o rugăminte la noastră, distribuiți dumneavoastră din nou peste tot, dragii mei, pentru ca să se reia din nou transmisia așa cum trebuie. Și cuvântul Dumnezeu spune, dragii mei, că după ce emoțiile puternice au trecut, unde sunt cei convertiți, întreabă Dumnezeu? Pocăința și mărturisirea păcatelor ce nu se văd. Nu se văd, dragii mei. Cei păcătoși sunt îndemnați să creadă în Hristos și să-L primească fără o lua în considerație viața lor din trecut și răzvrătirea lor. Dumnezeu zice că s-a ajuns în vremurile acestea, că inima a ajuns să nu fie zdrobită. Presupușii convertiți nu mai ajung să cadă pe stânca care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu are loc nicio umilire a sufletului. Presupușii convertiți nu se mai văd smeriți deloc. Scripturile Vechiului și Noului Testament ne arată singura cale prin care trebuie să fie făcută lucrarea aceasta. Singura, dragii mei, Dumnezeu spune pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Acesta a fost și mesajul care a răsunat în pustie de pe buzele lui Ioan Botezătorul. Fiindcă solia Domnului nostru Iisus Hristos pentru oameni a fost, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Toți. Iar apostolii, dragii mei, apostolul li s-a poruncit să predice pretutindeni că oamenii trebuie să se pocăiască. Nu trebuie să se asemene cu lumea. Nu trebuie să fie ca alte biserici. Nu trebuie să ia învățătură din altă biserică. Absolut nimic. Domnul dorește ca slujitorii săi din zilele noastre să predice vechea învățătură a Evangheliei, părerea de rău pentru păcat, pocăința și mărturisirea lor. Noi avem nevoie în vremurile acestea de predici de modă veche. Noi avem nevoie de obiceiuri de modă veche. Tați, mame, în poporul lui Dumnezeu de modă veche. Trebuie să se lucreze în vremurile acestea cu perseverență. Trebuie să se lucreze cu seriozitate pentru cel păcătos. Până când va înțelege că este un călcător al legii lui Dumnezeu și să se va pocăi față de Dumnezeu și va crede în Domnul nostru Iisus Hristos. Cu timpul, dragii mei, se vede că a apărut o nouă schimbare. Spiritul de sacrificiu nu mai este vizibil. În unele dintre instituțiile noastre, zice, salariile unor lucrători au fost mărite dincolo de limitele rațiunii. Cei care au primit aceste salarii declară că merită o sumă mai mare decât alții datorită talentelor superioare, datorită doctoratului, datorită masteratului, datorită multor, multor alte lucruri pe care le pretind. Fiindcă noi ne-am asemănat cu lumea și în loc ca frații noștri să conducă aleși de Dumnezeu, am ajuns de multe ori să punem străini care să conducă peste poporul Dumnezeu. Cei care au primit salariile acestea declară că ei merită lucrul acesta și li se cuvine. Dar cine le-a dat talentele? Cine le-a dat aptitudinile? Odată cu mărirea salariilor a venit, dragii mei, o creștere treptată a lăcomiei, care este idolatrie, care este un declin treptat al spiritualității. S-au infiltrat rele grosolane, iar Dumnezeu a ajuns să fie dezonorat. Ucenicii, la timpul acela când lucrau pentru cauza lui Dumnezeu, propovădeau Evanghelia, se ocupa de mersul bun al bisericii și lucrau cu mâinile lor la facerea corturilor. Noi vrem să ne asemănăm cu alte biserici. Dacă ei au acest sistem de taxare, dacă ei au acest sistem de judecată, dacă au acest sistem de control, dacă au acest sistem de stăpânire, de ce să nu facem și noi la fel ca ei? De ce? Fiindcă mintea multora care este martoră la lăcomia aceasta crescândă, după salarii mai mari, este afectată de îndoială și de necredință. Și știți din ce cauză, dragii mei? Fiindcă principiile străine, asemenea unui aluat rău, au pătruns în întreaga organizație a poporului lui Dumnezeu.
În providența sa Dumnezeu, dragii mei, cere o reformă. O reformă în lucrarea lui sfântă, care trebuie să înceapă în inimă și să lucreze înspre exterior. Alții au primit solia care le-a fost adresată. Alții s-au întors la Dumnezeu cu toată inima și au învățat că simt repulsie față de spiritul lor lacom. Atât cât a fost cu putință, ei s-au străduit să le dea oamenilor un exemplu corect prin reducerea de bunăvoia salariilor lor. Ei și-au dat seama că numai o schimbare de plin a minții și a inimii îi va scăpa de faptul de a fi zguduiți de vreo ispită iscusită. Trăim un timp în care fanatismul, în toate formele lui, caută orice posibilitate de a se infiltra atât printre cei credincioși, cât și printre cei necredincioși. În ipocrizia sa, Satana a pătruns în mijlocul poporului Dumnezeu și își prezintă minciunile folosind orice invenție posibilă pentru a înșela. Fiindcă această manieră de infiltrare prin intermediul științelor este bine gândită, este bine așezată, Satana se apropie de oamenii acestei generații pe o cale și mai directă, prin intermediul frenologiei, psihologiei și mermerismului. Satana descoperă adesea un mijloc extrem de eficient pentru infiltrarea răului, ca poporul lui Dumnezeu să se asemene și să copie modelul celorlalte biserici. Această influență este atât de seducătoare, încât persoana care este prinsă în această practică este de obicei inconștientă de forțele ei. Dumnezeu, dragii mei, ne-a poruncit să ne adresăm nouă și să adresăm tuturor un avertisment împotriva acestui rău. Dacă ne aflăm în compania acelor ale căror subiecte de conversație sunt lipsite de importanță și sunt lumești, auziți ce spune Dumnezeu? Mintea noastră și a copiilor noștri se va coborâ la același nivel. Dacă suntem martori a unor discuții în care principiile religioase sunt disprețuite, în care adevărul este atacat prin obiecții tăioase, toate acestea se vor infiltra în mintea noastră și ne vor influența caracterele noastre. Dacă mintea noastră și a copiilor noștri a ajuns să fie umplută de povești ușuratice, adevărate sau fictive, Dumnezeu spune că nu va mai rămâne niciun loc pentru informațiile și cunoștințe științifice de care ar trebui să fim preocupați. Cât de devastatoare pentru intelect este această dragoste față de poveștile ușuratice? Cât de mare este măsura în care aceasta distruge principiile sincerității și ale neprihănirii, principii care constituie însăși temelia unui caracter armonios? Tovărășiile rele sunt asemenea unei otrăvi lente care, odată pătrunsă în organism, mai devreme sau mai târziu, își va manifesta efectele ei dăunătoare. O impresie negativă înscrisă în mintea tinerilor nu este doar o urmă trecătoare lăsată pe nisip, ci este o inscripție dăinuitoare, dăltuită în piatră, dragii mei. Agenții lui Satana îmbracă teorii false într-o aparență atrăgătoare, întocmai cum a procedat Satana și în grădina Edenului când și-a ascuns identitatea față de părinții noștri, vorbindu-le prin intermediul șarpelui. Același fel, astăzi, Satana are agenți infiltrați în biserică, are agenți infiltrați care ajută să infiltreze aceste lucruri în mintea omenească, idei în care, idei care în realitate sunt niște erori false. Influența aceasta inoptică al Satana va rămâne asupra celor care se întorc de la cuvântul simplu al lui Dumnezeu spre fabule plăcute. Am ajuns, dragii mei, în timpul pericolelor din zilele din urmă, când unii și chiar mulți se vor îndepărta de credință, ascultând de duhurile amăgitoare și de doctrine false și ale demonilor. Dumnezeu trage un semnal de alarmă, fiți cu băgare de seamă la ce citiți și la ce auziți. Nu manifestați nici cel mai mic interes față de teoriile spiritiste. Satana așteaptă să ia prin surprindere
în calea, să iasă prin surprindere în calea tuturor celor care își îngăduie să fie înșelați prin himnoza lui. El începe, dragii mei, să-și exercite puterea asupra lor îndată ce încep să-i cerceteze teoriile. Satana lucrează pentru a se infiltra peste tot. El îi va despărți chiar și pe prieteni. Sunt oameni care vorbesc tot timpul, care clevetesc, care depun mărturie falsă, care seamănă sămânța discordiei și care stârnește ceartă. Zice că Dumnezeu privește această clasă ca fiind cei mai eficienți slujitori al Satana. Dar omul care este jignit se află într-o poziție mult mai puțin periculoasă decât atunci când ești lingușit, când ești lăudat pentru câteva eforturi care par să aibă succes. Lauda, așa zisor prieteni, este mai primejdioasă decât reproșul. Când se îngăduie ca materialele de soiul acesta să treacă prin instituțiile noastre, înseamnă a pune o mână în mâna angajaților și a prezenta bisericii roadele pomului oprit. Înseamnă, dragii mei, ca noi să-l invităm pe Satana să intre, să intre cu știința lui, să intre cu vrăjitoria lui, să-și infiltreze principiile chiar în instituțiile noastre care sunt rânduite pentru înaintarea sfintei lucrări ale lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să predicăm materiale de felul acesta, cu un caracter asemenea, care ar însemna să încărcăm armele vrăjmașului și să le punem în mâna lui ca să fie folosite împotriva adevărului lui Dumnezeu. În toate acestea, Dumnezeu caută să aducă natura omenească în legătură cu natura dumnezeiască, pentru ca prin legătura aceasta omul să poată să fie transformat după chipul divin. Doar în momentul acela, principiul iubirii și al bunătății va fi o parte din natura sa. Satana, căutând să împiedice realizarea planului său, el caută, fără încetare, să încurajeze dependența de om, să-i facă pe oameni sclavii oamenilor. Astfel, dragii mei, izbutește să aibă mintea de la Dumnezeu, să abată, scuzați-mă, mintea de la Dumnezeu și să își infiltreze propriile sale principii de egoism, de ură și de ceartă. În toate legăturile noastre unii cu alții, Dumnezeu dorește ca noi să păstrăm un principiu cu grijă, cu grija responsabilității, cu grija dependenței personale de El. Este un principiu care ar trebui să fie în mod deosebit avut în vedere în bisericile noastre. Când se permite așa ceva în biserică, zice că Satana modelează voința și o folosește pentru a-și atinge scopurile sale. El infiltrează teoriile necredinței, el ridică inima omului la război împotriva cuvântului lui Dumnezeu când vrei să copiezi modelul altor biserici și al lumii acesteia și nu pe al lui Dumnezeu. Cu eforturi perseverente, el va căuta să-ți inspire ție și mie propriile sale energii de ură, de antagonism față de Dumnezeu și a să ne aducă în opoziție cu cererile cerului, precum și acțiunile Spiritului Sfânt. El înrolează sub standardul său toți agenții răului și aduce pe câmpul de luptă sub comanda sa pentru a opune răul binelui. Dragul meu ascultător, eu mă opresc în seara aceasta, îmi cer scuze că s-a întrerupt, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut ca transmisia să nu se oprească și să se restabilească conexiunea pentru ea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El lucrează, El intervine și îi cercetează de fiecare dată. Dumnezeu ne cheamă în vremurile acestea să nu mai dorim să copiem modelul altor biserici. Să nu mai dorim să copiem altceva. Copia este un fals, nu este originalul. Noi trebuie să urmăm și să copiem pe Domnul nostru Iisus Hristos, care El este originalul. El este cel care trebuie să fie urmat.
noi să dorim să domnească și să stăpânească Dumnezeu peste noi, ci nu oamenii, dragii mei. Mă opresc în seara aceasta aici și vreau să vă reamintesc că proiectul nostru pentru tipărirea de cărți, Tragedia Veacurilor, Marea Luptă, și cărțile Daniel și Apocalipsa, cele mari, nu broșurile pe care s-au făcut data trecută, rămâne deschis pentru toți aceia care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Aveți numărul meu de telefon pe ecran, mă puteți contacta și haideți, dragii mei, să ne implicăm cu toții în lucrarea lui Dumnezeu. Mâine dimineață, la orele 8:30, ne vom întâlni din nou la școala de sabat, pentru a învăța, pentru a studia, pentru a ne pregăti pentru vremurile acestea și să facem tot ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. În încheiere vom asculta 3 melodii și prin harul Domnului ne vom despărți.